Peste 5,6 milioane de lei este valoarea totală a ajutoarelor materiale și financiare acordate de Arhiepiscopia Bucureștilor în anul 2016, în cadrul activităților social-filantropice. Acestei sume se adaugă peste 1 milion de lei, valoarea produselor donate prin programul Masa Bucuriei. Datele au fost prezentate astăzi de prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor. Valoarea totală a ajutoarelor materiale și financiare acordate instituțional și raportate centrului eparhial în anul 2016 a fost de 5.614.239,17 lei, la care se adaugă suma de 1.6.119,23 lei, valoarea produselor distribuite prin programul Masa Bucuriei, realizat în cooperare cu supermarketurile Selgros și Carrefour. În această sumă nu intră însă cheltuielile privind o mulțime de activități caritabile ale parohiilor și mănăstirilor în favoarea bolnavilor, bătrânilor, copiilor și săraților, care nu au fost cuantificate financiar și ca atare nici raportate sistematic centrului eparhial. Activitățile social-filantropice multiple n-ar fi fost posibile fără ajutorul preoților și credincioșilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și al sponsorilor, donatorilor și binefăcătorilor care au înțeles să sprijine biserica într-o vreme în care se cere multă implicare a bisericii în activități sociale, dar ea este puțin ajutată de societatea secularizată. Contextul actual al societății românești ne arată că avem nevoie urgentă de întărirea conștiinței ecleziale, astfel încât preoții și credincioșii Bisericii Ortodoxe Române, în mod conștient și constant, să se comporte și acționeze în consens, solidaritate și conlucrare. Numai comuniunea și cooperarea dintre clerici și mireni ajută Biserica să fie activă și să-și împlinească misiunea ei în societate. Cu prilejul adunării eparhiale, Patriarhul României a mulțumit tuturor celor care au sprijinit Arhiepiscopia Bucureștilor în multiplele acțiuni de binefacere desfășurate în anul 2016. Astfel de acțiuni vor fi continuate și în 2017.